Chirurgul italian Luciano Brigante, împreună cu colegii săi de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Capitală, au efectuat 7 operații complicate în decurs de o săptămână, acestea fiind de succes. Înainte de plecarea sa, medicul a avut grijă să-și viziteze toți pacienții. Grigore Zapuhlâh, directorul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, l-a cunoscut pe Luciano Brigante la un forum internațional de la Londra. Atunci a înțeles că Moldova are nevoie de așa medici ca Luciano. Noi invităm medici din diverse țări. De cele mai multe ori, aceștia sunt prietenii noștri, oamenii care vor să ajute, nu din constrângere, nu prin contracte, ci din cunoștințe personale. Imaginați-vă, vine un medic tânăr și este uimit de felul în care lucrează alți medici. Altfel, acesta având propriile secrete. Luciano Brigante vizitează Moldova pentru a noua oară și niciodată cu mâinile goale. Fiecare operație realizată simbolizează un gest de bunătate din partea chirurgului. De câteva ori ne-a dăruit aparate medicale și instrumentele pe care le folosește în Italia. Iată, s-a împărțit și cu noi. Motivul pentru care medicul italian a venit în Moldova sunt cele 7 operații dificile. Noi am operat 7 pacienți cu diverse boli. Asta e tumoare cerebrală, tumoare a măduvei spinării, fracturi ale coloanei vertebrale, leziuni cerebrale, anevrisme și accidente vasculare cerebrale. Aceasta este o listă de boli. Sunt pacienții gravi. Azi am vizitat 7 pacienți care se simt bine. Nu mi-ar reuși nimic fără colegii mei din Moldova. Deja pentru a noua oară vin aici și pot spune ferm că lucrează profesioniști ca domnul Zapuhlâh. Împreună am realizat un lucru bun. Vă dați seama că sunt operații grele. Am prezentat și noua tehnologie colegilor mei. Sunt foarte bucuros că ne-a reușit să realizăm totul la cel mai înalt nivel. În luna noiembrie, Luciano se va întoarce în Moldova pentru a opera un băiat de 4 ani, căruia, după o cădere nereușită, i-a fost paralizată mâna stângă. În perioada 21-28 octombrie, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Japonia, va veni un chirurg care își va împărtăși experiența și va petrece câteva operații.